Mărțișorul este un supraviețuitor, spun specialiștii. Povestea simbolului primăverii se pare că începe în antichitate. Mărțișorul este un supraviețuitor. A străbătut sute, poate chiar mii de ani. S-ar părea că din antichitate se poartă mărțișoare. Este adevărat că nu ar fi avut forma pe care o știm noi astăzi. Mărțișorul este acel șnur realizat din firul alb și firul roșu, iar în trecut s-ar părea că mărțișorul era realizat din două fire împletite, răsucite, firul negru și firul alb. În timp, albul s-a păstrat, dar negrul, care în trecut avea rolul de a proteja, a fost înlocuit cu roșu, iar mărțișorul era de fapt un șnur împletit. Acest șnur era realizat în dimineața zilei de 1 martie sau era pregătit de cu seară în unele situații. Atunci când într-o familie copiii erau mici, mărțișoarele erau realizate de către mamă și erau înainte de a ieși copilul din casă, trebuia să aibă legat mărțișorul la mână sau la gât sau la picior. Exista credința că mărțișorul va proteja de tot ceea ce ar putea fi rău. Iar acest șnur mai reprezenta și altceva. Specialiștii spun că interpretează acest șnur ca pe o unitate a contrariilor, o împletire, așa cum este viața de altfel, într-o funie transpusă de data aceasta a contrariilor. Mărțișorul, cu lungul său drum de mii de ani, se mai poartă și în ziua de azi. Astăzi, mărțișorul reprezintă un simbol pe care noi îl asociem, bineînțeles, zile de 1 martie și primăverii. A devenit mai degrabă o practică socială, aceea de a dărui și de a primi mărțișoare, dar puțin probabil mai cunosc care este semnificația tradițională a mărțișorului. Acum mărțișoare găsim peste tot, dar mai sunt și alte simboluri ale primăverii care sunt create de cei meșteri, pe care noi apreciem și iubim cu toții, care, inspirați din motivele tradiționale, reușesc să ne aducă mărțișoarele în diverse ipostaze și într-o gamă variată de culori și de forme. Iată, așa cum avem, spre exemplu, aici un mărțișor realizat de către meșterul nostru ploieștean, Petre Ghițeanu, motive inspirate din tradiție, motivul funiei, motivul ramurii de brad. De asemenea, domnia sa a realizat și o replică, o reconstituire, să spunem așa, a mărțișorului din vechime, așa cum spuneam, cel cu alb și cu negru, și atașat o rozetă solară. Deci, cert este un singur lucru. Indiferent de cum este realizat sau ce reprezintă, mărțișorul aduce bucurie.